Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Liviu Moldovan. Bun găsit la un nou webinar săptămânal din seria celor organizate de Admiral Markets. Webinar săptămânal de luni. Asta ca să facem o diferențiere față de cealaltă serie de webinarii, proaspăta, recenta serie de webinarii Admiral Markets pe care o să le ținem joi. De joia trecută am început, în fiecare joi la aceeași oră, 16:30, o nouă serie de webinarii Admiral Markets pe tematici de investiții ușor diferite față de cele de la webinariile de luni, când ne axăm preponderent pe analiză fundamentală și analiză tehnică, dar aplicată pentru euro-dolar, indici, țiței și așa mai departe. E, la noul webinar de joi o să ne axăm preponderent pe investiții punctuale, spre exemplu acțiuni individuale, ETF-uri și așa mai departe. Deci o serie de webinari complementare celei de luni. Bun. Începem cu disclaimerul obligatoriu. Acest webinar are un caracter informativ și nu reprezintă o recomandare sau sfat de tranzacționare pentru niciun instrument. Nu există și nu este oferită nicio garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte. Orice opinie exprimată este strict părerea subiectivă a moderatorului și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Admiral Markets nu oferă nicio garanție că informațiile oferite sunt complete, corecte și precise, existând posibilitatea apariției unei erori tehnice sau umane. Ok, acestea fiind zise, intrăm în tematică. Începem, ca de obicei, printr-o scurtă radiografie a ceea ce se întâmplă în acest moment în piețe. Începem cu piețele vest-europene. Piețele de capital vest-europene, ușor pe plus DAX 30 din Germania, sesiunea de astăzi 0,27%, cu o retragere destul de mare față de maximul înregistrat în sesiunea de astăzi. Observăm că la acest nivel, să zicem, aproape 11.600 de puncte, 11.500 de puncte, 11.550 de puncte, se constituie această zonă într-una de suport. FTSE 100 0,6% pe plus, Franța pe 0, în teritoriu negativ minus 0,3% indicele MIBTEL de la al Italiei. De înțeles acest lucru, faptul că indicele este în teritoriu negativ ca urmare a situației macroeconomice de acolo, o să detaliem acest aspect. În Statele Unite, dacă e să mergem acum, nu constatăm o variație mare, importantă, să spunem, a indicilor. Am avut maximele sesiunii ceva mai sus, să zicem, undeva 50 de puncte mai sus, poate. Avem 0,3% pentru nu sunt schimbări mari. 0 practic pentru indicele Dow Jones, S&P 500, 0,3% după cum vă spuneam pentru indicele Nasdaq Composite de tehnologie. O optimism în piețe, nu știu dacă putem spune că avem, însă ce este cert este că avem o detensionare atât în mod special în ceea ce privește, dacă vreți, situația din China. În urma publicării unei cifre a produsului intern brut sub estimări, piața de capital de acolo a intrat în picaj, dar aproape simultan, în ghilimele spun, autoritățile de la Beijing au venit și au anunțat o serie de planuri de susținere a piețelor, a economiei, și astfel încât au reușit să sucească, să zicem,
traderii și intențiile lor de tranzacționare, terminând sesiunea pe plus și chiar și sesiunea din această noapte, terminându-se bine pentru indicele Shanghai al Chinei, un plus de peste 4%, 4,1%. Hang Seng-ul pe plus cu 2,2% și Nikkei-ul a crescut ceva, marginal 0,4%. Acum, în ceea ce privește situația din piața Forex, avem scădere pentru moneda unică europeană, 0,3%, 41 de pipi, ca urmare a tensiunilor în ceea ce privește Italia. Aceeași situație, să spunem, prezentă și în parte de indice MIBTER, da? Că vă spuneam că și acela era în teritoriu negativ. Acum, această nu neapărat această scădere a cotației euro-dolar și tendința din ultima perioadă nu vine neapărat ca urmare a unui dolar mai tare, cât mai degrabă ca un euro slăbit, da? Din cauze multiple. O să le detaliem imediat. Mergem mai departe în piața barilului de țiței. Scădere, continuă scăderea, 0,6% în acest moment pentru WTI, cu o jumătate de procent scade Brent. Și haideți să începem cu barilul de țiței, lăsând Italia și euro și astea pentru puțin mai târziu. Ce se întâmplă aici? Am avut în săptămânile recente, pe măsură ce se apropia acest deadline de la începutul lunii noiembrie, de săptămâna viitoare, practic, în care intră în vigoare sancțiunile impuse Iranului de către Statele Unite ca urmare a deciziei lui Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul semnat de administrația Obama. Da? Deci, pe măsură ce ne apropiam, am înregistrat o creștere abruptă, putem spune, uitați, pentru WTI de la 68 la 77%, deci 10 dolari aproximativ, să zic, undeva spre 14-15%, ceea ce e destul de mult. Temeri în piață că nu o să mai fie suficient de mult țiței și, da, promisiuni neonorate din partea Arabiei Saudite, în special, ce erau atunci, în ceea ce privește creșterea producției de petrol, astfel încât, deci, dânșii au promis că suplinesc pierderile cauzate de Iran. Nu s-a văzut asta neapărat în producție. A fost intervenția lui Donald Trump înaintea reuniunii OPEC de acum 2-3 săptămâni, fără niciun efect. Ulterior a început să scadă. Și mai cu seamă, n-a crescut cotația, spun, n-a crescut în ultimele zile pe fondul situației din Arabia Saudită cu uciderea acelui jurnalist. Chiar astăzi Arabia Saudită a spus că nu are niciun fel de intenție să utilizeze țițeiul, da? Ca o armă politică în cadrul acestui scandal. Bun. Ce se întâmplă? Piața a pus în preț intrarea în funcțiune a acelor sancțiuni impuse Iranului. By the rumor, sell the news. În plus, am citit în mai multe părți o situație interesantă, cum că o mare parte din partenerii comerciali ai Iranului vor continua să cumpere țiței iranian. Și atunci, în mod limpede,
Deficitul de țiței din piață, să spunem, nu va mai fi la fel de mare precum cel estimat. A mai fost și o perioadă în care, sau suntem într-o perioadă în care parte din rafinăriile nord-americane intră în revizie, în procesul de mentenanță. Mai pot apărea, să zic eu, anumite mici distorsiuni în ceea ce privește cantitățile prezente, dar în Statele Unite. Miercuri, spre exemplu, în sesiunea de miercuri aici, am văzut o scădere drastică a barilului de țiței și pe Brent, e valabil și pe Brent și pe WTI. Exporturile din Statele Unite au scăzut, stocurile au crescut cu 6,5 milioane de barili. Triplu aproape față de ceea ce estima în piață. Aproape 3% a fost scăderea WTI. Temerile în ceea ce privește dinamica viitoare a cererii de țiței, da? Știm, au fost avertismente, inclusiv de la Banca Mondială, de la Fondul Monetar Internațional, că economia globală a ajuns undeva la un maxim, downgradând, dacă vreți, estimările pentru creșterea economică la nivel mondial pentru 2019 și ulterior, au cauzat parte, acestea au fost și parte din cauzele turbulențelor și a scăderilor din piețele de capital. În fine, persoane cu traderii au zis în regulă, hai să, dacă e să reconsiderăm și noi acest lucru, nu mai cumpărăm, intrăm pe vânzare. Repet, asta a fost undeva mai de mult. S-a accelerat în sesiunea de miercuri și nota bene, așa cum spuneam, n-am văzut escaladare a cotații, creștere, tensiuni geopolitice cauzate de situația din Arabia Saudită. Da? Acum, dintr-o perspectivă grafică, să spunem, sau analizei tehnice, analizei grafice, observăm în trase o linie de trend. Suntem deja pe graficul weekly și suntem acum undeva în zona de suport, da? Sau chiar la această linie de trend, cu o tendință clară de spargere în jos. Dacă e să se întâmple și să se confirme această spargere, am putea vedea cotația fie intrând într-un canal orizontal, da? Undeva la 64, între 64 și 74 și să înceapă să zic eu, să se învârte, să bălângăne, dacă îmi permiteți exprimarea, între aceste două niveluri sau, din contră, să vedem o schimbare de trend și apoi să ne îndreptăm către poate 60 de dolari pe baril sau ceva de acest gen. Pe o perioadă mai lungă, spun asta, că este un scenariu de luat în calcul, pentru cotația WTI, reamintesc, ne aflăm pe graficul săptămânal. Mai departe. Euro. De mai de mult, presiune că ați mai văzut această retragere Fibonacci pentru cotația euro-dolar. Am păstrat-o. Apărând însă, și mă uitam chiar puțin mai devreme înainte de a începe webinarul, a apărut aici o zonă de suport, 1,1470, care pare să țină deocamdată, cu toate că moneda unică europeană se află acum sub, să spunem, trei presiuni. Una generată de situația politică din Germania, în care coaliția Angelei Merkel, în urma precedentelor alegeri, a înregistrat un recul
de fapt, socialiștii, da? Ei fac parte din socialdemocrații, ei fac parte din coaliție, deci acolo sunt aspecte de genul acesta. Crescând procentele obținute de extrema dreaptă și ultraconservatoriștii de acolo, AfD-ul, spre exemplu. Al doilea aspect. Dacă e să luăm în calcul avertismentele care aminteam ale Fondului Monetar Internațional, Banca Mondială și așa mai departe, pe partea de creștere economică la anul, șansele ca Mario Draghi și a sa Banca Centrală Europeană să ridice dobânda de referință pentru euro undeva în 2019 scad într-o câtva. Și e cumva logic să fie așa. Trendul de creștere a inflației nu este ceva, să spunem, amenințător sau nu este suficient de viguros, altfel încât să justifice, nu? Nu se întrevede așa ceva. Motiv pentru care, repet, cotația euro, care undeva la începutul anului era la 1,22, acum se află cu 800 de pipși mai jos, este una din cauze. Una din cauzele pentru care tendința de creștere începută la finalul verii și terminată undeva la sfârșitul lunii septembrie, da, aici s-a oprit. Da, înseamnă traderii au retras din, în ghilimele spun, pariurile pe creșterea dobânzii. Parțial, da? O să vedem. Joi o să fie ședință de politică monetară la Banca Centrală Europeană, poate că o să ne lămurească suplimentar cumva Mario Draghi, deși nu știu dacă va fi neapărat așa. S-ar putea să răspundă la una din întrebările jurnaliștilor. Nu văd să apară modificări majore în statementul oficial, poate doar ceva legate de riscuri ce țin de exacerbarea războiului comercial sau lucruri de acest gen. Dar o să vedem joi. Joi la ora 3 și jumătate începe conferința de presă și pică foarte bine, pentru că noi o să avem webinar joi la ora 4 și jumătate, ora Bucureștiului, și o să comentăm cu siguranță tema, ca un fel de breaking news. O să comentăm această temă pe lângă acțiuni și aur și așa mai departe. Bun, deci pare că și-a găsit un fel de suport aici. Rămâne de văzut acum pe traderii în expectativă în ceea ce privește situația din Italia. Și aici vreau să ajung. Dânșii au venit cu o propunere de execuție bugetară care prevede o creștere a deficitului la 2,4%, ceea ce e în regulă, în sensul că nu e peste 3% sau nici măcar aproape de 3% cum avem noi, dar este în 2,4%, care față de prognozele guvernului anterior, era undeva la 1,8 sau 1,9%, reprezintă o schimbare de paradigmă consistentă. Da? 1,8 erau estimările. Nu mai spun de intențiile de modificare a sistemului fiscal, de creștere de pensii și așa mai departe, care pun presiune imensă pe deficitul structural, în mod special. Bun. Avem o țară cu o datorie publică imensă. 2,3 trilioane de euro. Este una dintre cele mai mari datorii suverane din lume. Și vedem în același timp că piața penalizează ce se întâmplă în Italia, trimițând la maximele ultimilor 3-4 ani de zile randamentele titlurilor de stat la 10 ani, 3,7% sau ceva de acest gen. Bun. E o primă imensă. Din 3,7-3,4% sau ceva de acest gen este prima față de randamentele bundurilor germane. Prima de risc imensă. Bun. Deci au trimis proiectul de buget. Comisia Europeană și-a manifestat oarește dubii în această privință.
Însă pe surse a apărut peste weekend informația că această propunere de execuție bugetară ar putea fi respinsă de Comisia Europeană. Și diseară este un deadline, mâine pe semne o să vedem ce și cum sau în orice caz în scurt timp. Bun. O să vedem când o să apară acest refuz, după care va urma peste o perioadă de negocieri. Mai dăm înapoi de la taxe, mai așa, hai că mai închidem ochii la anumite cheltuieli și așa mai departe. Oricum, este o situație tensionată, euro nu are cum să beneficieze din acest punct de vedere. Asta spunea că sunt trei presiuni care, să zic eu, acționează asupra monedei unice europene în prezent. În același timp, dacă este să mergem în piața de capital vest europeană, lucrurile sunt cumva similare, să zic. Vedem indicele DAX 30 al Germaniei că intră și se păstrează încă în acest canal descendent. Aici încearcă undeva, v-am spus, la 11.550 de puncte, 11.500 și ceva de puncte, încearcă să-și găsească un suport pe care în trecut nu l-am mai văzut, acest nivel ca fiind unul de suport. Poate doar aici și ne întoarcem cu 2 ani de zile în urmă. Poate aici să fie. Dar, nu știu, mai degrabă ar fi fost un suport puternic, mă gândesc eu, în această zonă aici. Da? Având aici o primă încercare, a doua încercare nereușită, a treia aici, deci asta să fi fost un suport. În fine, lucrurile nu arată nemaipomenit de bine, au și dânsii probleme acolo. Întreg spațiul euro este cumva presat de ceea ce se întâmplă la nivel global, evident, estimări de creștere economică cele mai optimiste rămân la același nivel. Și atunci piața de capital nu are cum să fie nemaipomenit de încântată de acest lucru. Mă întreabă cineva dacă ajunge euro-dolar la 1,13. Hai să ne mai uităm puțin. Să identificăm nivelul de 1,13, adică minimul acesta exact, unde vine începutul formațiunii, să spunem, sau unul din capetele formațiunii de retrageri Fibonacci, retragerea de zero, dacă putem spune așa. Sigur, poate. E un gap aici, adică a fost zona a fost traversată rapid în jos, rapid în sus și luni de zile înainte și uite, din august, 2 luni de zile până acum, nu s-a mai întâmplat nimic aici, un fel de no man's land sau ceva. Se poate întâmpla, sigur, dar nu știu, sunt puse, sau cam destul de mult puse în preț aspectele negative pe euro. Dacă, sigur, răspunsul la întrebare, sigur, poate să ajungă. Nu știu cât de mari sunt șanse sau cât de mare este probabilitatea ca într-adevăr să se întâmple asta și să stea ceva mai mult timp acolo, că dacă ajunge doar o zi și după aceea face un rebound, nu știu dacă e extraordinar de relevant, cum să spun, pe grafic. Mă rog, un false breakout, cum se mai întâmplă de multe ori. Deci este posibil, dar nu știu cât de mari sunt șansele să ajungă acolo și să stea într-adevăr acolo. Ar însemna o întărire a dolarului. De ce să vină această întărire a dolarului? Sunt multe de spus. Apropo de dolar, să vedem ce se mai întâmplă pe Wall Street. Efectele picajului încă se văd simțite, da? Își fac simțită prezența, da? N-am reușit să recuperăm decât parțial de la minimele din această sesiune. Volatilitatea încă este mare.
undeva, de fapt. Imediat. 19,35%. O scădere cu 2,7% acum, dar relativ mare față de nivelul de 10, 11, 12 cu care am traversat vara. Ce înseamnă volatilitate mai mare? Înseamnă exact că aceste lumânări au ecartul mai mare, diferența dintre cotația minimă și maximă, plus swingurile din timpul sesiunii și așa mai ceva. Și așa mai departe. Este o tranzacționare extrem de agitată, să spunem, da? Deci aici picajul a fost cauzat de creșterea dobânzilor la titlurile de stat americane. O mare parte din media internațională a spus acest lucru. Exact în sesiunea acum, de picajul cel mai mare, eu mă uitam la această dobândă a titlurilor de stat și de unde, cu o sesiune înainte, aceasta era la 3,23-3,24%, scăzuse la 3,16%. Dar în același timp a scăzut și Wall Street-ul. Adică nu știu dacă neapărat asta a fost cauza. Suntem acum la 3,18. Deci am terminat cu creșterea. Suntem undeva mai sus. De ce să vină Fed să ridice agresiv dobânda dacă se îndeplinesc acele estimări în ceea ce privește creșterea economică viitoare? Nu se vede așa ceva. A fost și atacul virulent al lui Donald Trump, care a spus că Fed-ul, citez, a luat-o pe câmpii, da? Cu această tendința lor de ridicare a dobânzii. Dar, în fine, pe semne că în 2019 o să ridice de 2 ori. Nu cred că se va întâmpla ceva dramatic cu creșterea economică și așa mai departe. Trump este în campanie electorală. O să aibă loc în curând alegerile parțiale parlamentare din Statele Unite, există în riscul ca republicanii să piardă control, cel puțin a uneia dintre camere. Și atunci aruncă cu venin în stânga și în dreapta ca să justifice faptul că din mărețele lui planuri de a crea locuri de muncă în Statele Unite, ca urmare a faptului că anumite companii își vor reloca producție din China sau alte țări înapoi în Statele Unite, nu prea s-au întâmplat. Ba din contră. Mi-au cam aminte, fac o scurtă paranteză, mi-au cam aminte Ford acum vreo 2 săptămâni a făcut acel anunț că va disponibiliza la nivel global undeva la 10.000 de persoane, 10.000 de angajați și spunea că războiul comercial al lui Trump și așa mai departe îl forțează să facă lucruri de acest gen. Deci politici ale administrației Trump care, în loc să ajute, dăunează actorilor economici din Statele Unite. Bun. Suntem în plin sezon de raportări financiare. Nu o să intru în detalii acum, o să discutăm aceste lucruri în webinarul de joi. Spuneam că este în campanie electorală și o să mai dureze acest lucru. Să vedem. Există și aici o tensiune. Rămân sau nu rămân republicanii la cârma acelei camere? O să ne lămurim. Deocamdată nu văd motivele pentru un raliu, adică în decurs de, să zicem, 2 săptămâni, să vedem din nou 26.000 de puncte sau ceva de acest gen pentru indicele Dow Jones. Nu văd motive pentru un raliu acum, dar nici motive să continuăm să scădem la fel de abrupt ca în această zonă, în această perioadă. Da? Încă o întrebare. De ce nu crește aurul? De ce nu crește puternic în condițiile actuale? Criza nucleară și apropiata criză economică de care se vorbește. Bun. Cu alte cuvinte, avem o criză nucleară și avem o criză economică, nu? De care se tot vorbește. Mă rog. Se vorbește de criză economică vreo 5 ani de zile. Și imediat după ce băncile centrale și-au început, fiecare, da? Federal Reserve, apoi Banca Centrală Europeană, nu, Federal Reserve,
Bank of England, Bank of Japan și ultima de pe listă cu voia dumneavoastră, Banca Centrală Europeană. Deci au început programele de quantitative easing, toată lumea urla pe toate canalele că o să ne peste o prostie și că o să ne pască un fenomen hiperinflație. Din cont, nu s-a întâmplat așa. Mario Draghi, săracul, de ani de zile s-a tot chinuit să aducă inflația spre 2%, de la 1 și ceva la sută sau sub 1% la spre 2%, da? Înregistrăm chiar câteva luni acum, niște ani de zile, de inflație negativă, deci de deflație. Deci nici vorbă de așa ceva, deși pe toate canalele se spunea chestia asta. La fel și acum că o să vină o criză. O să vină, când? Nu știm. Nu e iminent, nu e după colț. Poate o să fie în 2020 sau în 2022, nu știm. Criza nucleară. Hai să vedem. Ce și cum se va întâmpla? O declarație a rușilor, spre exemplu. De astăzi că, citez, noi nu o să atacăm primii niciodată, dar dacă vom fi forțați, vom răspunde. În regulă. Deci, un act unilateral al lui Trump de a denunța acel acord semnat de președintele, fostul președinte Ronald Reagan, în cea de-a doua decadă a anilor 80 cu Moscova, de neproliferare a armelor nucleare, o măsură trumpiană, da? Sau trumpistă, ca să mă exprim așa. Noi ne-am obișnuit cu ele, s-au obișnuit și piețele. Nu cred că ne paște vreo Hiroshima sau Nagasaki, în opinia mea, cel puțin 5 ani de zile de acum. Aici este un grafic ceva mai vechi al aurului. O să. Vreau eu să scot. Nu știu. Aha. O să șterg. Așa. Bun. Să ne uităm. Dacă luăm aici pe minim, bun, vedem că această zonă a funcționat foarte bine. Deci retragerea de 23.6, 1205, să zic, ca nivel, a funcționat foarte bine ca rezistență. Bun. Pe care am spart-o violent și deja aici nu mai e false breakout, da? Și pe semne că o să devină suport. Ce să vezi în sesiunea de astăzi, aurul scade. Exact ce spuneam. Nu există într-adevăr în piață o tensiune cauzată de povestea asta cu rușii și acordul și așa mai departe. Eu am mai scris și într-un editorial, am mai spus și într-o intervenție în presă că investitorii mari, da, fondurile de investiții și așa mai departe, sunt mult prea inteligenți, astfel încât să se ia după fiecare poveste din asta pe care o spune sau întreprinde Donald Trump. Bun. Ce ar mai fi de spus? Să ne uităm puțin peste Bitcoin, care în perioada recentă a uimit prin liniștea din această piață. Bun, nereglementată, dar este o piață. Se tranzacționează acolo produsele cripto. Pur și simplu într-un cont de umbră, cu un puseu de volatilitate, aici cine știe, o cotație aruncată, în fine. Pur și simplu pe românește stă și zace aici. Și chiar peste weekend am citit și am publicat o știre. Că fenomenul de minerit, în general pentru criptomonede, nu doar neapărat pentru Bitcoin, în declin. Este posibil să înregistreze un ușor declin. De unde vin aceste date? Cel mai important producător de chipseturi, TSMC, TSMC, din Taiwan,
estimează o cerere în scădere pentru procesoarele folosite în procesul de generare a criptomonedelor. O estimare valabilă pentru ultimul trimestru din acest an. Adică procesoarele pentru acele plăci grafice, da? Și plăcile video care se folosesc pentru minarea de criptomonede. Da? Și deci estimează o scădere. E, în plus, am mai citit că deja pentru, să zic eu, minerii mici de retail, costurile de producere a unui Bitcoin, adică curent electric, rată de amortizare, echipamente și așa mai departe, au depășit valoarea unui Bitcoin. Adică te costă 7.000, dau un exemplu, să produci un Bitcoin, pe care după aia îl vinzi cu 6.300 de dolari. Nu e o afacere. Poate și de aici să fie cauza acestui ușor dezinteres din această piață. Bun, în mare cam. Mă mai întreabă cineva ce știu de Romcoin. În afară de știrea pe care am putut să o citesc azi dimineață, mărturisesc că mai nimic. M-a surprins. Îmi place, dintr-un punct de vedere, faptul că există o inițiativă la noi în țară pentru așa ceva. Există o comunitate puternică și activă pe acest fenomen la noi în țară. E un lucru care mă bucură. Că va avea succes sau nu acest demers, nu știu să vă spun, dar însăși faptul că există cineva care, repet, are încredere și încearcă să facă ceva la noi în țară, este un fenomen de salutat. Brexitul, dacă se va. Da, bună întrebare, mulțumesc frumos, că era să uit despre Brexit. A fost un mare meeting, da, în Anglia. Sute de mii de persoane ieșind pentru a milita împotriva Brexitului. Și se constată ceea ce am mai spus noi aici, că dacă este să facă referendumul din nou acum, pe semne că va pica. În principiu, Brexitul cred că se va mai realiza, pentru că partidul de la putere, conservatorii, Theresa May, nu doresc să refacă referendumul de teama unui eșec, care ar însemna eșecul lor politic, terminarea carierei politice a premierului Theresa May. În plus, Europa se ține bățoasă și cu datele de până acum, în opinia mea, șansele sunt ca Brexitul să se realizeze, dar să fie un hard Brexit. Adică în lipsa unui acord. Contrar voinței populației, culme. Și aici nu este o notă bună pentru Anglia, da? De fapt, pentru sistemul actual politic din Anglia. Și vedem acest picaj al lirei sterline. Nu este ceva periculos, nu reprezintă o schimbare de trend. Se păstrează pe trendul descendent începând acum vreo 2 săptămâni. Ușoară zonă de suport aici, poate, cine știe, nu știu, că să mai dea puțin. Nu știu dacă este un suport puternic. În opinia mea, în lipsa unor vești bune pe parte de negocieri, Consiliul European, Michel Barnier, echipa de negociatori de la Londra și așa mai departe, să zică, domnule, hai că am mai făcut niște progrese, mai stăm, mai discutăm, ne mai chinuim, să o scoatem la liman pe parte de acord de Brexit, deci în lipsa unui acest eveniment, în opinia mea, lira sterlină va continua să meargă pe un trend descendent. Și e logic să fie așa. Este un scenariu, repet, nu este o recomandare de a intra short acum pe lira sterlină sau ceva de acest gen. Este doar un scenariu, o opinie personală. Nu mai este foarte mult timp, undeva 2, maxim 3 săptămâni, dacă reține-o corect, până la un deadline, pentru că ulterior acel acord trebuie să treacă prin niște proceduri, să fie ratificat, aprobat, proceduri, lucruri. Deci nu e că ar putea să o țină cu negocierile până în februarie. Un deznodământ s-ar putea să avem
rapid în această privință. Bun, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că m-ați urmărit. O să ne reîntâlnim, așa cum vă spuneam, joi la ora 16:30. Vă invit să intrați pe pagina Admiral Market și să vă înscrieți și la acel webinar, joi ora 16:30, și lunea următoare, ca de obicei, tot la 16:30, pe analiză fundamentală. Sunt Liviu Moldovan, vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că m-ați urmărit, să aveți parte de o săptămână cât mai profitabilă.